bună tuturor și bine ați venit la un nou episod de recreți ținute de pe Pinterest, ediția de vară 2024. Acum că e plină vară, cred că e momentul destul de potrivit pentru un video de genul ăsta. Am intrat în plină vară în toată puterea cuvântului, dar și mai este destulă vară în care să ne bucurăm de ținutele astea, așa că am zis că e momentul. O să-mi cer scuze de pe acum dacă se schimbă lumina, filmez cu o combinație de lumină artificială și naturală, care se tot schimbă, văd lumina naturală, deși e cald afară cât cuprinde. Soarele mai intră așa printr-un nor și mai iese, așa că s-ar putea să se mai întâmple. Astea fiind zise, am pentru astăzi, de obicei eu fac 3 ținute în episoadele de genul ăsta. Nu știu de ce, acum, ultima dată am avut o ținută bonus și acum o să am iar o ținută bonus. Haide să-i spunem așa, să nu fac 4 ținute, este doar o ținută bonus. Da, sigur că o să fie 4. În primul rând, ținuta mea de astăzi, de prezentare, este ceva în care m-aș îmbrăca, aș trăi toată vara. A fost asta de la COS, o iubesc foarte tare, îmi place, am luat-o anul trecut, mă simt de extraordinar de bine în ea, în continuare este favorita mea, printre favoritele mele, și aș putea să trăiesc în ea dacă nu s-ar murdări foarte tare în partea de jos, bineînțeles, măturând cu ea pe străzile din București. Cam așa, asta e de la Zara și îmi place foarte mult, am luat-o relativ recent, acum prin primăvară, înspre vară. Îmi place foarte mult că are mâneca asta un pic mai până la cot, așa să spunem. E o mânecă, nu e 3 sferturi, care mai nou este un mare faux pas, deși mie îmi place în continuare mâneca 3 sferturi, dar este o mânecă scurtă, mai lungă, să-i spunem. Și mie îmi place foarte mult lungimea asta, mi se pare mai flatantă, mai ales pe fetele mai minione sau cu forme. Și în general, dacă ți acoperă așa și cotul sau vine până prin jurul cotului, mi se pare că îți dă așa o linie mai lungă, mai frumoasă. Am și balerini. Balerinii sunt de la Zara tot de anul ăsta și știți că sunt deja preferații mei. Topul, mă rog, e doar un top, nu contează, n-are nicio importanță foarte mare. Mă rog, asta este așa, ca să vă, dacă vă întrebați ce am pe mine. Prima ținută, ca să începem cu începutul, este una care țipă vară și litoral, ceva estival, croșetatul, tot ce înseamnă cu materiile croșetate se poartă foarte mult anul ăsta, sigur că se poartă în fiecare vară până la urmă ceva croșetat pe direcția asta, bici, boho, zi cum vrei, dar anul ăsta parcă a venit așa o mare explozie de tot felul de articole, de materiale, să mă rog, în țesături croșetate. Se poartă dungile în continuare și oricum dungile sunt niște clasice și sunt foarte bune la casa omului întotdeauna, așa că știți probabil, dacă mi-ați mai văzut videourile și mai ales pe cel cu mango, că mi-am traionul de mango în care mi-am și cumpărat câteva lucruri. Mi-am cumpărat această pereche de pantaloni, ăștia sunt într-un S, pentru că oricum sunt destul de elastici și i-am luat așa în speranța că nu e nevoie să-i scurtez. Sunt un pic la limită, nu i-am scurtat și într-adevăr cu croșetatul asta e o problemă, că nu poți chiar, cred, să tai și să coși. Bănuiesc, nu mă pricep foarte bine, dar nu știu exact dacă nu cumva se destramă sau dacă nu trebuie făcut ceva mai complicat. Așa că n-am vrut să-i scurtez, îmi sunt la limită, îmi vin un pic mai bine cu tocuri, dar merg. E, ăștia cred că reproduc foarte bine imaginea, sigur, mie îmi vin ceva mai strâmți, dar nu contează, e ok, una peste alta. Un top, poate chiar ăsta de pe mine, deși cred că în cazul ăsta aș lua un top, ăsta neșiind chiar un alb, e un off-white, aș vrea ca topul să fie mai apropiat de nuanța pantalonului. Și cămașa, evident, am multe cămăși albe, am o grămadă de variante de cămăși albe pe aici. Dar, uite și asta frumoasă de la Zara și mai am una de la H&M care e în altă parte. Dar cred că pentru genul ăsta de ținută, cămașa asta merge mai bine, asta din IN. De la Zara am luat-o anul trecut. Tot, mă rog, asta chiar are o mânecă 3 sferturi. Ups. Cred că la articolele astea de IN se acceptă. Îmi place mai mult combinația de IN, în principiu, cu croșetatul ăsta, pentru că au cumva textură,
decât bumbacul simplu, lucios, poplina. Parcă poplina e un pic pe altă direcție, mai degrabă astea merg așa mai bine împreună într-un stil mai natural și mai organic cumva. Așa mi se pare mie. Da, cam așa este. Au un alb mai alb, dar cred că o să meargă bine dacă topul e nuanța pantalonului și nuanța, doar nuanța cămășii mai deschisă. Cred că o să se potrivească frumos. Și în picioare vă arăt imediat. Mi-am cumpărat ceva nou, dar nu mi-am cumpărat pentru video, mi-am cumpărat pentru că aveam nevoie, că v-am spus că eu pentru videourile astea nu-mi cumpăr intenționat articole ca să reproduc alte ținute de pe Pinterest. Nu asta e ideea. Ideea este să te refolosești în continuu de ce ai la tine în garderobă și să le pui în combinații la care poate nu te-ai gândit sau să cauți inspirație în felul ăsta și un pic de așa, creativitate și de apetit pentru creativitate, dacă are sens ce zic. Dar, cum ziceam, nu le-am cumpărat sandalele respective pentru ținuta asta, le-am cumpărat pentru că nu mai aveam nimic de genul ăsta și chiar o să am nevoie. Așa că, da, revenim cu prima ținută. Ta-dam! Cum e, nu? E de acolo, e cam unul la unul, hai să fim serioși. E foarte ușor, n-are ce să nu iasă la treaba asta. Un top simplu, în cazul meu am pus un body, e un body de la H&M care îmi place destul de mult și îmi place așa că, na, îmi ține un pic așa, îmi uniformizează puțin treburile pe aici, nu este modelator, dar mă simt eu bine în body-uri. E tanga și nu se vede nimic la spate, chiar e, nu se vede absolut nimic. Îmi place cămașa asta că nu e nici foarte lungă, nici foarte scurtă, adică nu simt nevoia să mă acopăr foarte mult, să mă învăluie cu totul, să nu mi se mai vadă silueta, dar simt așa, nevoia să-mi iau ceva lejer deasupra și eu, da, mâneca asta e aproape lungă pe mine, suntem bine, nu? Suntem bine. Cam așa ceva. Și sandalele noi de care vă spuneam sunt astea de la Alto. Nu aveam nuanța asta. E o nuanță foarte bună la casa omului. Vă spuneam că mai am sau am mai avut niște papuși, dar nici nu mi-ai găsit. Niște flip-flops pe care i-am tot purtat și cam atâta, dar îmi trebuia ceva mai, cum ziceam, sanda, mai adunat. Mai put together, nu? Ca să fim așa și de oraș potențial, dar bine, sigur, se poate purta în oraș, dar se poate purta foarte ușor la plajă, treaba asta. Dacă mergi prin oraș, uite, geantă coș, care se potrivește și pentru oraș, și o geantă coș, în cazul ăsta, chiar din piele naturală, deci poate să fie o ținută pentru oraș foarte bine sau poate să fie o ținută și pentru plajă, la fel de ușor. Până la urmă, dacă mai punem și pălăria asta, e ce trebuie, nu? Sau poate e prea meci-meci și nu neapărat, putem spune un turban în cazul ăsta, să nu mai fie atât de meci-meci. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Chiar mi se pare foarte aproape și nici n-avea de ce să nu iasă. Dacă ai genul ăsta de pantalon, un top și o cămașă albă, toată lumea găsește prin garderobă. Așa că este foarte ușor de făcut și foarte, o idee foarte bună pentru vară și pentru plajă, de ce nu? Pentru a doua ținută am ales ceva mai minimalist, foarte clean, așa, o linie foarte curată, simplă de sus până jos, în aceeași culoare, știți că mie îmi plac astea, combinațiile tonale, monocrome, îmi plac foarte mult și alunge silueta și arată foarte frumos. Minimalismul întotdeauna o să fie de efect, simplitatea asta cumva elevată, îmi place foarte mult, nu îmi place mie întotdeauna simplitatea, nu îmi place banalitatea, dar simplitatea și minimalismul elevat îmi plac foarte mult. Deci, cum ziceam, seamănă cu ce am pe mine, doar că este varianta cumva blămaren, nu cumva, pur și simplu. Ei, eu nu am o fustă blămarină amplă ca asta, în schimb am o rochie și nu e la fel de lungă, dar pe mine vine ea destul de lungă, rochia asta de la Trendyol, despre care v-am tot vorbit, v-am tot arătat-o și mă încântă foarte tare. După cum vedeți, mă rog, se mai ia ea pe forme, dar oricum vine destul de lungă în principiu și pot să o folosesc ca pe o fustă în cazul ăsta, de ce nu până la urmă, chiar dacă e o rochie, nu cred că un cinc foarte tare, pentru că oricum, să fim serioși, treaba asta ține exact cât ar ține un sutien, ba chiar mai bine, pentru că nu se lipește de tine, nu e material artificial plasticos și nici nu are sârme sau alte lucruri. Așa că e, să-i spunem că e în loc de sutien. Și cămașa, eu am două cămăși blămarene, acum cred că știu deja care merge mai bine și nu e asta. Asta este una de la COS, care îmi place foarte mult și am și una albă la fel, care îmi place foarte mult și asta rămâne că 3 sferturi, nu știu ce o să ne facem. Este o
ceva din liocel, cred, nu știu dacă 100%, dar are mult liocel în ea, e o cămașă foarte răcoroasă. Nu-mi place puțin că diferă nuanța de blămarin, nu e o catastrofă, dar parcă m-aș vrea ceva mai apropiat, asta e mai deschisă puțin. Și, mă rog, este și mai lungă și mai lăluie, dar mai am una cropped, și asta tot de la Cos este, asta... Aia e mai veche, asta e luată undeva anul trecut, nu mai știu exact, anul sau cred că are 2 ani deja. Cam, asta e o cămașă pe care o port și în toamnă și în iarnă și cam tot anul. Și asta este o nuanță mai deschisă, dar în cazul ăsta mi se pare cumva că se potrivește mai bine. Și fiind cropped, cu toate că pe silueta domnișoarei din imagine nu neapărat contează și nu e neapărat asta esența, pe mine cred că o să vină mai bine cropped. Dacă nu, ar trebui să-mi o leg în talie și deja are altă linie toată ținuta. Așa că o să mergem pe varianta asta, zic eu, și să facem așa o combinație, să facem rochea să fie fustă și cu această cămașă deasupra. Nu are o geantă, o să vedem ce găsim, să potrivesc eu ceva, se potrivește ușor, absolut, da, e destul de ușor de găsit o geantă potrivită și sandalele cred că pot să le folosesc pe cele din sinutate mai devreme, cred că o să se potrivească la fel de bine, că e cam aceeași idee. Ia să vedem cum ni se pare, am închis cămașa, a rămas o broșă asta cu înghețată de când am purtat-o ultima dată, da, nu mă deranjează, nu mi se pare că e vreun conflict. Și da, linia, cred că am zis bine, că dacă se oprește aici și e cropped, arată mult mai bine linia siluetei decât ar fi arătat cu altceva. Bineînțeles că o să suflec mânecile pentru că e vară și morim de cald. Cămașa oricum e lejeră, poate ia să pară o cămașă de primăvară toamnă, dar e lejeră și... E cropped și e din bumbac, eu zic că merge și vara purtată, chiar o port destul de des, cum aș purta un sacou peste ceva cu bretele, peste ceva fără mânecă sau pur și simplu în loc de orice, dar na, mi se pare că merge pentru că este din bumbac, e din material bun, e, respiră și e și lejer, adică nu se atinge de mine pe nicăieri practic, acum doar la manșete în momentul ăsta. Cred că se potrivește, eu zic că se potrivește, chiar dacă nu e exact aceeași nuanță, dar uite, asta e o combinație care se poate face și cu denim foarte frumos, mai ales că se poartă denim foarte mult în perioada asta și oricum o să rămână un clasic, oricum o să ne rămână în garderobă, nu e nicio problemă să investim în denim, dar îmi place cum arată și așa, mie îmi place blumarinul oricum, mi se pare interesant, mi se pare altceva, eu port toate culorile, oricum port și negru foarte mult, dar îmi place și blumarinul câteodată mai mult, așa îmi place și mă atrage. Am purtat foarte mult blămarin în ultima vreme cu nuanța asta, cu geanta asta, în mod special, că nu mai am altă geantă, cu nuanța asta, e singura geantă pe care o am în nuanța asta și poate că o știți dacă mă urmăriți, tot din video cu Mango, tot atunci am descoperit-o. Mi-a plăcut foarte mult, nu aveam nuanța asta, mi se pare o pat de culoare foarte frumoasă, foarte binevenită. În ținute minimaliste, în ținute mai ales pe blămarin, merge foarte, foarte frumos cu blămarin, merge sigur și cu bleu și cu galben și cu foarte multe alte nuanțe, dar eu am purtat-o cu predilecție cu ținute blămarin și cu rochea asta și cu rochea aceea gogoșar de la Stradivarius, dacă o știți, și cu aia am purtat-o foarte mult. Și sandalele astea neutre de mai devreme mi se pare că întregesc foarte frumos tot ansamblu. Sandalele fiind neutre, am putut să vin cu pata de culoare la geantă și nu deranjează. Dacă vreau să rămân într-o notă și mai simplă și mai simplă și mai, fără pata de culoare, pot să iau geanta asta pe care am folosit-o mai devreme, geanta Coș, care și ea vara merge la orice. În felul ăsta, ținuta oricum pare, se vede că este de vară și nu una de toamnă, oricum, cred că se vede oricum, dar geanta asta ajută cumva să ducă într-o estetică estivală tot ansamblu. Dar, cred că, adică, sigur, merg ambele, tot la asta m-aș îndrepta, către asta m-aș îndrepta în primul rând. Tot asta ar fi preferata mea și prima mea alegere. Aici avem o ținută simplă, lejeră de vară, care merge și pe direcția de office business foarte ușor, dar se poate, mă rog, ieși și la o cafea cu ea în oraș, bineînțeles, după serviciu, dacă e cazul. Sau, mă rog, se pot face multe lucruri cu ținuta asta, în general, vara, e cât se poate de lejeră. E simplă, dar ce mi-a plăcut mie la ea este că, eu cred că de obicei nu prea ne gândim, mă rog,
mulți dintre noi nu se gândesc, să asorteze galben cu alb. Cred că, pur și simplu, în general, când pui galben, îl asortezi cu ceva mai închis la culoare sau poate mă înșel, nu știu. Dar poate nu e o combinație atât de previzibilă cum pare. Pare o ținută foarte simplă, dar nu e atât de previzibilă. Plus că are niște sandale într-o culoare mai puternică în picioare, în cazul ei roșii. Eu nu am sandale roșii, dar o să vedem cum ne descurcăm. Și toate detaliile și accesorizarea, vreau să vorbim un pic despre ele. Și mi se pare că, bine, e foarte ușor de reprodus de mulți dintre noi. Dacă avem o pereche de bermude albe, eu le-am pe astea de la H&M de câțiva ani buni, nici nu mai știu exact, 3-4 ani, ceva de genul ăsta. Și sunt acolo bune de folosit în fiecare sezon cald. Pur și simplu o pereche de pantaloni lejeri până la în zona genunchilor. Cămașa albă, așa simplă, unica, ei nu am, dar o am pe asta cu dungi și alb cu galben, care mi se pare și mai potrivită pentru că leagă foarte frumos dacă mai era nevoie să legi ceva de alb, cu oricum albul se potrivește la orice. Dar cu atât mai bine că are și dungile astea albe și leagă foarte bine pantalonul. Și vorbim despre accesorii când revin îmbrăcată. Deci da, e foarte lejer, e foarte ok, cred că e ceva ce poți să porți oricum, oricând, oriunde, fără absolut nicio problemă. Nu am avut sandale roșii, am pus o pereche de sandale și ăsta, un fel de corai, ceva de genul, care cred că reproduc destul de bine și apropiat estetica imaginii. Am o pereche de pantofi roșii, dar parcă, n-aș fi vrea, adică mi se pare că se duce un pic în altă direcție. Să zicem că pentru o ținută mai de ocazie, știi, dacă vrei să transform ținuta asta de la zi la seară, aș pune pantofii ăștia, dar nu i-aș pune chiar așa toată ziua la orice, în principiu, nu zic că nu merg la nimic ziua, dar parcă nu i-aș vedea neapărat de zi la ținuta asta. Mai degrabă, ca să respect și imaginea și ideea și conceptul, aș merge pe sandalele astea, care sunt totuși o nuanță destul de apropiată. Curele. Am două curele, cea mai apropiată din imagine e asta și asta îmi și place mai mult. În principiu aș vedea cureaua asta la ținuta asta pentru că nu-ți taie talia foarte mult. Nu... Bine, am legat cămașa în talie, puteam să o bag în pantalon, dar mi-e lene, așa că voi faceți cum vreți, eu cam le leg de obicei sau, mă rog, depinde de caz, dar în principiu mi-e mai ușor așa. Cred că la birou merge mai bine băgată în pantalon decât legată, dar... Iarăși, cred că suntem destul de relaxați în ultima vreme și nu prea îi mai pasă nimănui de chestiile astea, nu mai e chiar așa multă strictețe și eu m-aș duce la birou liniștită cu o cămașă legată în talie și cred că am și făcut-o. Asta, ziceam că nu taie silueta în două și cumva e mai discretă și ar putea să fie o idee mai bună. Pe de altă parte, parcă nu are suficient corp, parcă e degeaba acolo, adică ai pus-o efectiv degeaba, că nu e ca și cum îți ține pantalonii, că pantalonii stau foarte bine și așa. Ori asta parcă adaugă așa un plus de ceva, nu? Vezi? E exact o altă nuanță care e apropiată cumva și care are sens în tot conceptul ăsta. Se vede că întregește ținuta și e mai vizibilă. Nu cred că se pune, adică problema la modul negativ de tăiat silueta în două și altceva, că oricum nu e ca și cum era ceva uniform de sus până jos și faptul că ai pus cureaua a stricat totul și nici nu e obligatoriu să se întâmple asta chiar la o ținută integrală albă, dacă era tot, nu cred că s-ar fi întâmplat asta neapărat, de la caz la caz. Mie asta îmi place și v-am spus de ce. Îmi place foarte mult armonia cromatică, îmi place că asta e prezentă, spune ceva. Și în afară de faptul că adaugă interes, pare un pic mai elevată toată ținuta, mai compusă. Pare că a fost intenționată, că te-ai gândit la asta, fără să fie ceva complicat și cu prea mult efort, dar pare intenționată și pare bine gândită și accesoriile chiar contează, adică cam tot timpul. Și nu merge rău nici cu sandalele, zic eu. Ea are o geantă neagră, dacă văd eu bine, dar n-aș fi de acord. Pot să nu fiu de acord că e reinventarea mea până la urmă. Haideți să găsim ceva potrivit. Am adus chiar trei genți pentru că așa m-am gândit eu. Într-o versiune foarte cu minte, foarte bună, potrivită pentru, mă rog, mediul corporate sau ceva de genul, dacă vrem să rămânem într-o notă așa mai puțin colorată, este asta, care se poate așa în bandulieră.
Și merge foarte bine, nu are ce să nu meargă la ea, este cu minte, e de acolo, e ok, e ce trebuie. Dacă vreau să fac un... așa, cum am făcut mai devreme, dar aici nu e neapărat un contrast, sigur e un contrast cu pantofii, dar e o nuanță apropiată de cea de la cămașă și merge foarte bine, se armonizează, se mai completează, mai vine o nuanță, dar e de acolo, e asimilată, este omogenă, mie îmi place. Așa, nu mai vorbim foarte mult despre asta, dar dacă vreau să fac un contrast și mai mare, pot să pun geanta asta roșie și iarăși merge frumos. Nuanțele sunt de acolo, apropiate pe raza culorilor galben, portocaliu, roșu, se închide așa frumos cercul ăsta de culori apropiate. Dar este și o pată de culoare, evident, e foarte prezentă și nu poate să treacă neobservată. Dacă tot nu am pus roșu în picioare, dacă puneam roșu în picioare, nu cred că mai îmi venea să pun geanta asta. Mergeam mai degrabă pe prima geantă, o ținem așa mai simplu. Dar fiind un corai, eu zic că e interesantă geanta roșie în cazul ăsta, potențial. Și ținuta așa numită bonus este una mai de ocazie, să-i spunem așa. Poate că știți că eu am fusta asta leopard pe care mi-am luat-o de la Bershka și care mă încântă destul de tare. Se potrivește, bineînțeles, perfect. E 1:1 aproape, mă rog. Pe mine vine un pic mai lungă, dar e destul de irelevant cu ce e în imagine. Îmi place că este din văscoză și nu din poliester. E practic o rochie satinată, slip dress, așa. Pur și simplu, nu dress, mă rog, e fustă, în fine, dar ca și cum ar fi, da, un slip skirt. O roche simplă, o fustă simplă satinată, numai că nu este din poliester, cum e satenul de cele mai multe ori, este din văscoză și chiar se simte foarte fin și plăcut la atingere. Nu am o vestă galbenă, nu am nimic similar, nu am nici măcar un top galben pal sau ceva care să redea cumva ceva apropiat de ce e în fotografie. M-am tot gândit ce să folosesc, aș putea să folosesc cămașa galbenă pe care am fost-o mai devreme cu Dun și m-am făcut și combinația asta, dar mi se pare că am făcut-o deja și parcă nu vreau neapărat să merg pe aceeași direcție. Plus că dacă e cămașa cu Dun, nu prea mai e de seară, e cumva foarte casual. Așa că am ales să merg pe o cămașă care are o doză de gălbui în ea, e un ceva între bej, kaki, gălbui, mă rog. Ea, de fapt, este de la Daisy, de pe Shein și, da, oficial nuanța este khaki, deși vedeți că nu este chiar un khaki și cred că se, în cazul ăsta camera redă corect culoarea. E ceva, un bej gălbui cu ceva, într-adevăr, pigment khaki în el, dar nu foarte mult. Dar, sigur, asta se potrivește perfect pe nuanțele fustei. Este o nuanță naturală care ia din nuanțele printului de leopard și e... Eu zic o armonie perfectă. E nevoie de armonie în partea de sus, chiar dacă, sigur, printul de leopard e oricum unul destul de încărcat, chiar dacă îl purtăm, să zicem, ca pe un neutru, dar tot e nevoie de multă armonie în partea asta, pentru că avem pantofii care sunt foarte puternici în partea de jos și cumva nu vrem să concureze foarte tare, așa că e frumos să fie armonia asta și îmi place ideea asta foarte mult. Hai să vedem cum arată. Ta-dam, ta-dam. Și pantofii superbi de la Guban pe care îi absolut ador, îi ador, sunt minunați, se potrivesc foarte bine, zic eu. Ce ziceam, partea asta aici de armonie și chiar și textura materialului, asta nu e chiar aceeași textură, dar asta are multă văscoză în ea, fusta este din văscoză 100%, una satinată și se potrivesc foarte frumos, că și cam așa are un ușor luciu, are suficient pigment galben în ea cât să se potrivească, mă rog, cu imaginea de la care am pornit, dar cred că deja a devenit altceva între timp și îmi place foarte mult cum merge fix așa, pentru că e o armonie perfectă între nuanțele astea, ceea ce înseamnă că se completează frumos cu roșu din picioare fără să fie ceva strident, zic eu. Și geanta, eu aș alege geanta asta. Geanta asta mi se pare, mă rog, nu mai contează de la ce am pornit, contează că mie mi se potrivește geanta asta. Este geanta aparent vintage de pe Temu. Ar merge multe gens la ținuta asta, dar nu pot să spun, adică orice ar fi în imagine, îmi pare rău, dar mie asta mi se potrivește cel mai bine. Oricum, imaginea
m-a dus cu gândul la combinația asta, la care poate nu m-aș fi gândit neapărat altfel și m-a ajutat foarte mult, dar pornind de la ea, mi-am descoperit și eu ce mi se potrivește mai bine în garderobă și asta este. Eu așa aș purta-o cu obligatoriu geanta asta. Astea fiind zise, da, asta e numai bună pentru o ocazie până la urmă, ceva, o seară, o serată, o ocazie mai specială. Nu vreau să spun exact ce, dar o zi, na, în funcție de ce aveți nevoie în viețile voastre, ce vi se potrivește. Deci, care v-a plăcut mai mult? Bine, sigur, asta e de seară, celelalte sunt mai de zi. Sincer, vă spun acum la sfârșit, n-am vrut să vă spun la început, mie mi-e foarte greu să găsesc ținute interesante pentru de reprodus pentru vară, pentru că vara totul e mai simplu, sau dacă e ceva spectaculos, e pentru că e o rochie spectaculoasă, cu un plin spectaculos, ori aia ce să-i fac, am rochia sau nu am, nu prea pot să o reproduc. Dar lucruri pe care să le pot reproduce din styling-ul, ce am eu în garderobă, să fie în direcția aia, să mă inspire, să mă ajute și pe mine, să mă dezvolt, să dezvolt creativitatea. Foarte greu găsesc vara, foarte, foarte greu. Am reușit până la urmă, dar vă spun sincer, am căutat vreo 4 zile ca să găsesc, așa că sper că v-au plăcut, chiar dacă unele, multe au fost simple, dar oricum sunt ținute cât se poate de portabile pentru vară și poate sunt moduri în care nu ne-am gândit să ne folosim articolele din garderobă, dacă le avem și dacă ne interesează genul ăsta de articole. A, și încă ceva, un moment de apreciere, vă rog, pentru această pereche minunată de cercei, care s-au potrivit ei foarte frumos cu toate ținutele de astăzi. Nu e sponsorizat, nu are nicio legătură, evident. Sunt de la Vintage Lady, știți despre ce vorbesc, dacă nu vă las în descriere. Sunt absolut minunați. Piesă din astea deosebite are. Și ăștia sunt exact cum v-am spus. Mi se pare că merg la orice, cum v-am spus când i-am luat, că sunt genul de cercei pe care știu că o să-i port, cum mai am eu unii pe care îi port pe repeat. Și ăștia sunt parcă un pic mai eleganți. Uite, merg foarte frumos și cu o ținută de ocazie. Deci, vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici. Vă aștept în comentarii. V-am pupat și ne vedem în video următor.